Părinții care au depus petiția la Inspectoratul Școlar Suceava susțin că până acum au fost induși în eroare în ceea ce privește testarea elevilor pentru depistarea noului virus cu teste efectuate din probă de salivă. Testarea nu este obligatorie, decizia de netestare nu afectează accesul necondiționat al copilului la învățământ, refuzul părinților sau tutorilor legali nu trebuie solicitat în scris, informarea trebuie să fie completă, specificându-se aspectele sus amintite, plus cele legate de prospectul testelor, cum ar fi neomologarea lor, condițiile de neigienă în care acestea sunt oferite, consecințele unui rezultat pozitiv, efectele psihice asupra minorilor ca urmare a procesului de testare și sau obținerea unui rezultat pozitiv. Probele biologice pot fi recoltate doar după acordul persoanei capabile ce urmează a fi testate și sau tutorilor minorilor după o corectă și completă informare în acest sens. Astfel, părinții trebuie să fie consultați cu privire la orice acțiune care influențează procesul educativ direct sau indirect. Netestarea copiilor nu afectează niciun fel dreptul lor la învățătură, care este un drept constituțional. Niciun părinte nu trebuie să fie obligat să depună declarație pe propria răspundere cu privire la testarea propriului copil. Părinții așteaptă un răspuns de la Inspectoratul Școlar după depunerea petiției. În concluzie solicităm 1. Informarea mediatică privind faptul că testarea este opțională, 2. Transmiterea prospectelor testelor de salivă și 3. Modalitatea consultării părinților sau tutorilor cu privire la campania de testare a copiilor și poziția acestora.